ziua, bine ați venit la conferința de presă dinaintea partidei de la Sfântul Gheorghe, alături de mine, domnul antrenor Mircea Rednic și Cosmin Frăsinescu, unul dintre jucătorii experimentați ai echipei noastre. În început, domnul profesor Mircea Rednic, cu declarații privind jocul și răspunsuri la întrebările dumneavoastră, apoi Frăsi. Da, despre meciul care l-avem cu cei de la Sepsi, pentru că n-am putut să dorm după meciul ăsta, am mai venit cu ceva, da? Da, asta e situația la primul gol. Da. Și să știți că m-am interesat și nu o fac pentru că am pierdut. Deci nu o fac pentru că am pierdut, am pierdut din cauza noastră, că noi am făcut greșelile care le-am făcut după faza asta. Dar nu vreau să fim luați nici de amatori sau că nu știm regulamentul sau că îmbătrânim prost. Sau că suntem obraznici. E vorba de o fază care mi se pare foarte clară. Deci un offside să judecă în momentul când mingea pleacă de la jucător. Uitați, mingea pleacă. Uitați unde sunt. Nu e un jucător, doi, sunt patru ieși. Și n-a fost o minge controlată, pentru că Radu a deviat-o, a atins-o cu vârful părului. Plus că a fost jenat de Șerban. Și eu am vorbit cu un fost mare arbitru din Belgia, care mi-a fost conducător la un club și care a cerut și părerea altui arbitru FIFA, care e în activitate. Eu nu le-am spus ce s-a întâmplat sau care a fost decizia arbitrilor de la acest meci și mi-au zis clar offside. Plus mi-au mai zis o chestie care nimeni n-a remarcat-o, nici noi, că în momentul când Șerban se duce la minge cu Radu, după aia Șerban încearcă să intervină și este blocat de numărul 23. Știți foarte bine noile reguli, orice blocat sau la lovituri de astea în careu, se fluieră ca fault. Deci încă o dată cu tot, nu vreau ca asta, dar nu vreau nici să fim luați la mișto sau să fii, eu așa m-am simțit să fii jignit. Da? Cu atâția ani de fotbal să spui că nu știu regulamentul sau că îmbătrânesc prost sau... Și iară vorbesc de decizia care specialiștii de la anumite televiziuni, cu tot respectul pentru ei și pentru Cristi Bala și pentru Crăciunescu și pentru domnul Ioanițoaia, dar ei trebuie să înțeleagă, pentru că nu pot să le dau dreptate 100%. Este opinia lor, iar dacă stau așa să mă gândesc ultima oară cu Cristi Bala și m-am văzut la Fratellini și el era cu Gică Popescu la masă. Adică sunt relații bune, știți foarte bine prietenia dintre Crăciunescu și cei doi, da? Deci nu vreau să zic asta, deci nu pot să le dau dreptate 100%. Au fost arbitrii foarte buni, pe care respect, dar nu mi-a plăcut felul cum au trecut foarte repede de faza. Deci încă o dată vă spun, nu v-am arătat asta doar că am pierdut. Am pierdut pentru că noi am greșit și am și analizat ieri alaltă parcă am făcut analiza la joc și am văzut că au fost greșelile noastre. Puteam să evităm asta. Dacă înveți poziția celor patru când mingea de-abia a plecat de la jucători, vă spun, pe vremea mea asta era, noi numeam pomană. Când nu dădeam cu ea, nu te bătu, mergeți la acolo în față, vedem, dăm de viață unul. Și legat tot de asta, jos pălăria pentru președintele de la Ceahlău, nu de la Ceahlău, de la Botoșani. Da, pentru declarația care a făcut-o și m-aș fi așteptat și de la Dănciulescu, care era acolo în emisiune și care și el trebuie să înțeleagă că, ok, e angajat la Digi, dar e angajat și la Dinamo. Și era și interesul echipei unde este plătit. Dacă viitorul nu câștiga, și Dinamo avea șanse mai mari la play-off. Și plus de asta a fost o fază cu Perovici. Deci la fel, a fost mai clar al lor. Și atunci faza aia o anulez, deci golul se anulează și aici se validează. Deci doar atât o mică sau a fost cam mare paranteză. Dar vreau totuși puțin respect și față de noi ăștia din provincie și față de oamenii care au jucat fotbal. Am 80 ceva de meciuri în echipa națională, 600 sau 700 de meciuri. Da? Deci, și față de voi. Da? Noi respectăm și vă apreciem și știm că trebuie să dăm ce al
cezarului sau regelui ce era regelui și gata. Dar eu cred că faza asta era cât se poate declara. Că dacă, era, dacă noi egalam la o fază ca asta, sunt sigur era offside. Ok, și am încheiat. Acum vorbim de meciul de la Sepsi. Sper să fie vreme bună. Am înțeles că acolo condițiile sunt mai grele. E frig, cred că au încălzire. Un teren, că am jucat o dată cu Dinamo și era jumătate înghețat, jumătate nu. E o echipă cu un antrenor nou, care toată lumea îl cunoaște, că după părerea mea este din punct de vedere al atitudinii și al agresivității care o imprimă echipei pe care le antrenează, este cel mai bun. Deci de asta trebuie să ne așteptăm la un meci foarte, foarte dârț. E o echipă care pierde foarte greu acasă, au și susținerea publicului acolo. Deci o să fie un meci dificil pentru noi. Sper că în urma analizei care am făcut-o, jucătorii au înțeles că au făcut și multe lucruri bune. Așa cât suntem, în 7. Eu pe 9 am semnat cu Poliaș, deci avem o lună de când suntem împreună. Practic primul antrenament l-am făcut în Antalya pe data de 13. Sunt lucruri bune, dar e clar, din moment ce am pierdut am și greșit. Am dat posibilitatea adversarului să câștige. Și iară revin, că nu pot să dorm iară. La faza cu, deci ocazia cea mai clară, am avut-o noi în minutul 73 cu Juan. Portarul a scos-o de sub bară. Ei nu au avut asemenea ocazie. Deci au avut o presiune, au avut situații de poartă, pe devier, dar nu a fost o fază clară, lucrată. Deci am dat gol din fază fixă, deci fază lucrată și am dat gol, pasă pe atacant, pus înapoi și tras la poartă, care este foarte, foarte simplă. Da? Deci să înțeleagă că diferența a făcut-o poate lipsa noastră de omogenitate și de atenție la fază. Nu, adică în afară de Pasania care e suspendat, restul, cine? A Platini. Deja e suspendat de când am venit eu. Dar aveam nevoie de un Platini la meciul cu Viitor. Se antrenează bine, mai mult ca sigur la meciul următor va fi prezent. E ok. Nu cred că a fost din... Aseară chiar am revăzut meciul, l-au dat pe un canal de televiziune și nu știu ce s-a întâmplat după minutul 75. Parcă o teamă. Au recuperat mingea cu atât, cu ușurință și după aia le-am dat-o lor. Când aveam alte posibilități să pasăm, măcar dacă degajam în tribună, dar o degajam în mijlocul terenului și le dădeam posibilitatea să revină. De teamă nu cred că se pune problema. Iar de ce spuneți voi că s-au pierdut nu știu câte meciuri anul trecut, nu mai contează că 7 jucători din noi au fost la echipă. Ați vorbit de faptul că ați venit și în timp așa de scurt, ați venit cu 6 jucători mai plus Șerban, încă de la primul meci. N-a fost o decizie de schimbare, cu 2 jucători în atac, foarte multe noutăți. Da. Nu era, deci că noi v-am spus, că noi pregătim play-out-ul. Da, pregătim play-out-ul. E normal ca jucătorii care au venit, eu zic că da. Eu sper mai devreme. Dar atunci mai mult ca sigur. Și testele care le-am făcut și rezultatele care le facem în continuare și nivelul la care lucrăm, deci le-am și spus că mai trebuie cel puțin o lună să lucrăm intens. Mai reducem, eu știu, din intensitate cu 2 zile înainte de meci, dar restul se antrenează foarte bine, băieți. Aici poate îmi reproșez că ar fi trebuit să-l bag pe Mache. Dar aveam 1-0, pe Andrei l-am văzut că bâzâia și pârâia și fofănea și înainte de meci și pe bancă și am zis, bă, o să intre cu mai multă ambiție. Mă gândeam ce o să zică lumea că la 1-0 bag un apărător. Bine, nu că mă gândeam, dar ziceam, echipa stătea bine, intrând Mache,
trebuia să fac multe schimbări. Adică ori jucam cu trei centrali, ori Radu trecea în stânga, urca Șerban. Asta am avut-o în cap. Dar după aia m-am uitat și am văzut pe unul supărat acolo. Mă așteptam că după aia, eu știu, dacă nu joacă... Păi asta spun. Păi da, după aia m-am uitat iară pe bancă, știi? Noi, dar Brevold, pentru că la mijloc, chiar am vrut să-l scop pe Juan. S-a scos cu șutul ăla. Pentru că vreau mai multă, eu știu, să la mijloc, mai multă siguranță. Și unul contra unul au fost multe probleme, plus că ăsta Iancu, zic bine, în spatele lor tot timpul apărea și nu reușeau. Cu toate că noi am spus la pauză, aveți grijă că tot timpul vine și se eliberează. Erau mai mult preocupați în zona de față și atunci am zis să aglomerez în mijlocul terenului. Dar Machie pentru asta era. Când l-am adus pe Machie, la asta m-am gândit. Să scot pe Kevin și să-l bag pe el central. Da, dar pe moment asta, da. Acum că am pierdut. Îți dai seama... Da. Am zis, bă, să dau... Ăștia jucau cu trei și zic să-i blocăm în față cu doi. Da. Radu nu putea. Și nici Machie trebuie. Machie s-a antrenat un antrenament. Deci era un risc. Ați dus și Brevel. Bravo lui că după trei sprinturi deja nota. Am rupt pe frății, dar frății n-au vrut să stea pe bancă. Nu, aici e o pierdere. Aici, clar, am și zis de la început că a fost o improvizație. Dar cu improvizația asta puteam, pentru că vedeți ce goluri am luat. Deci nu sunt goluri să zici că au ajuns singur cu portarul sau ceva. Și după asta trage portarul în loc să respingă afară, respinge din interior, un jucător singur la mijlocul terenului, că și aici ca poziție, aici trebuie să fie un jucător. Mai sunt, jocul de fotbal așteaptă greșeala. Și noi am greșit și am plătit. Dar eu asta îmi reproșesc că nu l-am băgat pe Machie. Nu evitați când ați văzut un stoper mai devreme? Am trei stoperi foarte buni. S-a întâmplat. Atâta i-am cocoloșit pe ăștia ai mei ca să nu vă accidentați. Obiectivul nostru să nu vă accidentați. Un meci amical, asta a zis. Aveți grijă, dragii mei, că dacă au venit acasă nevasta bolnavă, un pupic, băi, amicii bolnavi, asta ce erau după două săptămâni. Și tocmai oamenii cu experiență, vaccinat? N-am vaccinat. Cel care a venit, l-ați recitivat? Mai avem, astăzi a făcut testele fizice, luni are vizita medicală. Nu sub mulți dintre jucătorii care anul trecut au activat aici. Asta trebuie să mă gândesc. Da. Asta trebuie să mă gândesc. Că... Oricum, am zis că am trei fundași centrali foarte buni. Și cu experiență și pe care mă bazez. Cel care va veni va fi doar așa. Eu știu, în caz de urgență sau de nevoie. În momentul de față, da. Mai mult. Păi de-aia am și schimbat pe Kevin. Michael e un jucător care și ține de minge, îl ajută tehnica. Deci, celălalt e un numărul 9, deci care se bate și a făcut-o. Da. Mai au nevoie, v-am zis, clar. Și de-aia și i-am forțat și o să-i forțez în continuare. 6 puncte. Încă se poate. Da, se poate. Reușiți, Eu zic că da. De obicei îmi am îndeplinit obiectivele. 3 la sesiu? Nu, mă, poate 1 și batem 2 și facem 7. A fost obligatoriu și cu asta. Am avut 80 de minute. 80. Eu nu cred așa. Eu în locul ăsta aș fi lui Viitor, aș fi preferat oricare altă echipă care nu era în play-off. Care nu avea șanse de play-off. Haideți, după aia începem cu Braznic și cu alea.
Normal că în orice campionat se întâmplă. Vă spun și în Belgia, că și eu am antrenat în Belgia și eram salvat de la retrogradare și am jucat cu o echipă, cu fosta mea echipă pe la care am jucat și am fost antrenor și a ținut meciul până în minutul 98, până s-a câștigat. O duceam 3-2 la minutul 86. Nu vreau să vorbesc, că a început așa și în Belgia, tot cu gol. Da. Haideți că v-am văzut, cum dă un gol, cum gata. Nu uitați, oricum nu se poate compara campionatul Scoției cu cel al Belgiei. În Scoția sunt două echipe, Celtic și Glasgow. V-ați uitat locul 3? Locul 3 are o distanță, 20 de puncte. Foarte bine pentru el, că eu am zis și normal... Când a venit, eu am ajutat foarte mult ca el să ajungă, ca Iani să ajungă și poate să vă spună Gică. Dar e alt campionat, trebuie să-i dai încredere. Antrenorul care a fost nu i-a dat încredere. Eu i-am spus și la Gică, nu i-a dat încredere. El a fost, antrenorul a și declarat după aia că s-a simțit forțat de public, de conducere, că l-au cumpărat. Nu, vă dați seama că atunci dacă un antrenor, poate nu și l-a dorit antrenorul acesta care a fost. Și nu i s-a dat încredere, pentru că el a făcut meciuri bune, dar după aia dintr-o dată a dispărut din echipă, pe bancă și după aia nici pe bancă. Deci eu zic să avem răbdare. E foarte bine că a debutat cu un gol pentru el, pentru moralul lui, plus era o zi importantă în viața familiei, toate au fost pozitive, trebuie să aibă continuitate acolo. Chiar nu vreau să vorbesc de Dinamo. Dragomir, spunea de dată ce a rezervat loja de Dinamo? La loja cui? La Dinamo. Da, avem aici treabă. Chiar nu, nu uităm la televizor. Financiul o sumă destul de mare la Dinamo. Am crezut că e ce-s de fanii noștri. Păi și ar trebui să facă la fel. Dar nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Nu vreau să fac niciun comentariu, dar nu-i corect. Corect ce se întâmplă acolo, da? Omul ăsta vorbește, eu am fost de două ori acolo. Bugetul se făcea în funcție de banii de la televiziune și de sponsor. Nu ce vine domnul patron, da? E normal ca suporterii să adune bani ca să plătești salariile la jucători. Și am încheiat subiectul din nou. Da, vă rog numai. Păi iar îl faceți. Are calitate. Deci are calitate. Faceți o mare greșeală. Joacă o meci de un gol și după gata îl vedeți Barcelona. Și băgați pânziare, impresarii, și voi, și impresarii. Mamă, deja vine o echipă din Premier League, Champions League, Liga. Că faceți rău. Eu am văzut că nu sunt stăpâni, vorbesc. Nu știu să gestioneze momentul. Și să pierd. În loc să cumpără un apartament, își cumpără mașini... Să îmbracă Gucci, Luci, Muci, n-ai loc de ei în toate magazinele astea de firme. Da, mașina de pește. De cine? Mașina de pește. Ah, da. Bun. De ce s-a spus în pește? Sau aspiratoare de femei, da? Eu de-aia mi-am luat Petri, acum la vârsta mea. Și mai aspirator. Da, aer. Cum aspirați? Asta da, de la anul. A, în play-out. Sau și băieții din echipă s-a trebuit. Dar tu de ce ai venit, mă? Să iau ce iau. E, bă, da-i. Ei s-au obișnuit, vă rog. Da, mă rog, ajungi. Domnul Redic. Aveți și antrenament. Bună ziua, în primul rând. Urmează un meci foarte important pentru noi. Trecem printr-o perioadă destul de grea. Am sperat foarte mult de la meciul trecut și cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar mai sunt 3 meciuri în care trebuie să adunăm cât mai multe puncte și să pregătim următorul campionat cât mai bine pentru a scăpa de toate grijile. Da, am avut, da, sunt mult mai bine, am slăbit vreo 2 kg, am stat vreo 4 zile la pat, dar acum sunt mult mai bine și sunt... la dispoziția echipei. De obicei se spune că e mult mai dificil să vezi un meci de pe bancă sau de pe tribună, decât să
Dar n-am putut să stau acasă și am venit și m-am uitat din tribună. Da, a fost destul de dificil, mai ales pentru că cei care am rămas mai vechi, frustrarea încă este, pentru că iarăși am condus și am luat bătaie și este destul de frustrant, pentru că situația asta încă durează și așteptăm cât mai repede un rezultat pozitiv și ne bucură pentru că starea de spirit a fost foarte bună în ultimul timp și asta ne dă încredere, pentru că cred că ne-a lipsit un pic, am fost destul de, pe partea de stare de spirit, așa am fost destul de jos. Minister, am lucrat cu Nea Mircea, am lucrat, știam foarte bine metodele dânsului și nu mai trebuie să vorbesc eu despre antrenorul nostru. Mă bucur că a venit la Iași și avem numai de învățat de la dânsul. Am stat în spatele meciului, în spatele porții noastre, prima repriză, și a doua am stat la jumate pe partea cu presa. S-a văzut offside. Eu l-am văzut. Chestia este că e o chestie de interpretare acolo. Eu am văzut că Ghiță, numărul 23, se duce spre minge. Radu nu se uită doar la minge, atacă mingea. În momentul când vrea să sară, Șerban care intră în contact cu Ghiță, îl genează pe... Eu știu din regulile jocului, ce ne-au prezentat arbitrii, influențează faza. El nu se dă deoparte să refuze faza de acolo. Și de acolo toată situația asta. Eu așa am văzut. Chestia este că, da, într-adevăr, discuțiile de la televizor și așa sunt un pic tendențioase, un pic manipulatoare, așa, ca să manipuleze toată lumea într-un fel sau altul, că ei au dreptate și să nu mai comenteze nimeni nimica. Da. Nu, păi, dar prefer ca președinte, oricum președintele stă în tribună. Eu dacă, dar nu vreau să mă iau, chiar n-am făcut asta ca să spun că am pierdut din cauza arbitrilor. Deci nu, nici vorba de așa ceva, dar nu vrem să spună despre noi că nu cunoaștem regulamentul, că aici e clar, aici e cantonat, le mai trebuia un cort ca să fie. Deci nu mai, ce să mai, unde e spiritul fotbalului, unde e? Asta e în momentul când era deja 14. Dacă ăștia rămâneau acolo în spate, îi luam la bătaie. Dar uite, vezi că toate e mai bine să pregătești și așa. Ma chiar m-am gândit la faze fixe. Bac 3-4 în fața portarului advers și pup unul să dea tare. Și atunci vedem, dacă deviază unul și ajung la ei, și-o bagă în poartă, atunci ce mai facem? Deci nu, e o fază, eu zic ușoară, dar și dificilă. Depinde cum. Asta le pun în vestiar, nu. Gata, s-a terminat cu meciul cu Viitor. Gata, s-a încheiat. Nu o trimit la nimeni. Nu o trimit la nimeni, dar avem dreptul și noi la opinii. Nu trebuie să fim arătați pe deși sau să primim bubărnace, că nu trebuie. Și nu de la oameni care au relații bune cu cei care sunt pe lângă Viitor. Da? Și dacă se mai... Atunci președintele are cuvântul. Sper să nu se mai întâmple. Okay.